cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Bine ați venit la cafeaua de dimineață. Cineva a uitat să-mi aducă și mie cafeaua, așa că sunt cu apă plată, nu de la robinet, că apa de la robinet are calitățile ei pe care nu vreau să le încerc în această dimineață. O nouă emisiune. Știți că joia este emisiune dedicată primăriei municipiului Piatra Neam și Consiliului Local. De data aceasta, domnul primar Andrei Carabera a avut un program extrem de încărcat și în emisiune am plăcerea reală, sincer, să am doi consilieri tineri și care sper că vor face ca acest dialog al nostru să fie extrem de interesant. Domnul Adrian Jucan, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălănescu, și mulțumesc pentru complimentul cu tineri. Acum ne raportăm și noi la niște lucruri. Și domnul Mihai Trofin, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru că ne-ați primit la dumneavoastră în studio și eu să-l completez pe Adi și o zic că da, emană tinerețe, cel puțin în echipa noastră, el este unul dintre cei care emană tinerețe. Are spiritul. Exact. Foarte tânăr, mai tânăr decât este el de tânăr, ca să spunem așa. Domnilor, ne apropiem vertiginos de data începerii campaniei oficiale electorale pentru alegerile locale. Ne apropiem vertiginos de momentul în care consilierii locali trebuie să prezinte un raport al activității în cei 4 ani de mandat. Mie nu-mi place să folosesc cuvântul mandat. Mă duce cu gândul tot timpul spre altceva când vine vorba de administrație locală. Și zic eu că de aici ar trebui să începem discuția noastră. În primul rând încep cu domnul mai tânăr decât... domnul Jucan, noi am mai făcut emisiuni, am vorbit și despre antreprenorul consilier, despre consilierul antreprenor, am vorbit și despre ce se întâmplă în oraș, și bine, și rău. Ați fost unul dintre puținii care nu ați ocolit subiectele. Realitatea e realitate și da. Acum mai avem puțin, intrăm în campanie, mai avem un pic de mandat, dar oricum. Mulțumit? Sau nemulțumit, satisfăcut sau nesatisfăcut de cei 3 ani și de mandat? În linii mari satisfăcut. Deci în linii mari satisfăcut pentru că s-au făcut niște lucruri, s-au demarat și s-au făcut niște lucruri foarte importante pentru orașul ăsta și orașul se îndreaptă într-o direcție care mă satisface. Acum când ești la un moment ăsta de bilanț, cel puțin din poziția de consilier local, făcând parte din echipa care și administrează orașul, primarul Andrei Carabelea cu majoritatea sa, deci făcând parte din majoritate, atunci cumva, într-un fel sau altul, îți asumi realizările întregului mandat al administrației Andrei Carabelea. Sunt lucruri cât se poate de bune care s-au făcut, sunt lucruri care puteau fi făcute poate mai bine. Cu siguranță ăsta este un element care mie mi-a plăcut la administrația Carabelea, că dincolo de faptul că au întâmpinat niște neajunsuri sau unele proiecte și ne-am fi dorit să se implementeze într-un ritm mai rapid sau la un nivel mai ridicat, uite că în linii mari s-a avut curajul să se dea o direcție acestui oraș. Și asta este un lucru pe care trebuie să-l evidențiem permanent și să-l înțelegem foarte bine. Faptul că în momentul în care a preluat mandatul Andrei Carabelea, împreună cu majoritatea din care facem noi parte, ne-am asumat că vom pune Piatra Neamț pe o linie de dezvoltare. Nu știam exact atunci la ce ne înhămăm, ce piedici, ce chestiuni poți să întâlnești care să te oprească sau să te poticnească în drumul acesta către dezvoltare. Dar ideea era foarte clară. Haideți să facem ceva în orașul ăsta și să nu mai spunem doar că nu avem bani și că avem datorii istorice și nu putem să facem nimica pentru că banii sunt puțini și tot ce putem să facem este doar să măturăm niște străzi care n-au mai fost modernizate de foarte mult timp și doar așa s-a dat un strat de poleială pe ele. Ne-am asumat chestiunea asta cu multe
înjurături, să le zicem, din partea... Alintături. Da. Contondente. Deci, înjurături care trebuie să înțelese și acceptate, dar pe de altă parte e un lucru care mă bucură. Orașul a luat-o într-o direcție la care sper eu să nu se mai poată întoarce în sensul stagnării. Orașul a luat-o într-o direcție de dezvoltare. Orașul se modernizează. Toate aceste lucrări se vor finaliza. Ne-am fi dorit să se termine mai repede, dar dorindu-ți să faci niște lucrări cât mai complexe. Era una dintre cele mai complexe lucrări care s-a făcut și nu știu de ce, parcă nu se vorbește suficient de mult despre aspectul ăsta, este faptul că s-a schimbat magistrala de apă. E o chestiune deosebit. Străzi poți să asfaltezi. Nu este greu să asfaltezi străzi. Pentru că ai dat stratul, ai decopertat stratul vechi, ai venit cu niște mașinării de alea care stoarnă câte două, trei benzi odată și uite că ai pus un asfalt nou. Ce faci cu ce este în pământ? Ce faci cu magistrala de apă care putea să crape oricând și orașul să rămână fără apă? Aia e o lucrare foarte complexă care s-a făcut relativ pe repede înainte, în condițiile date. Adică dacă ne gândim că în 2021 nu aveam niciun proiect de schimbare a magistralei, nu? Da, e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Lucrurile astea sunt toate adevărate. Problema este de ce percepția publică nu este aceeași. Pentru că e adevărat, nu poți, adică e simplu, vii și dai cu niște, eu am spus la început, coridoarele de mobilitate, așa cum au fost ele făcute, proiectate, erau făcute pentru a pune asfalt și borduri și pavele. Pentru asta erau făcute. Și s-a machiat un pic cu niște pomi, cu niște tufișuri, tufișurile sunt bune și ele mai poți. Nu s-a gândit în profunzime proiectul. Și știți, noi am avut poziția asta din 2018-2019. Măi, oameni buni, ce faceți cu ce este sub pământ? Ce a spus este perfect adevărat. Domnul Mihai, mulțumit sau nemulțumit? Zâmbitor sunteți, că vă ajută. Domnul Bălănescu, eu sunt zâmbitor pentru că am și motive și vă spun și de ce. Eu știți că acum 4 ani, tot la dumneavoastră în emisiune, v-am spus că am ales să mă implic în politică, în Piatra Neamț, pentru că îmi doresc o dezvoltare a orașului și aveam niște valori pe care le-am găsit lângă o echipă de atunci sănătoasă, zic eu. Valori pe care le-am regăsit cu prima zi de mandat de consilier local. Știu că nu vă place acest termen, dar aș vrea să-l folosesc. Nu, mie îmi place. Nu-mi place în contextul normal. În contextul acesta este potrivit și foarte bine folosit. Din prima mea zi de mandat am găsit în primăria din Piatra Neamț și în Consiliul Local o echipă tânără, o majoritate care își dorește să facă lucruri. O majoritate care îl are ca fruntaș pe lista acolo pe Andrei Carabela, primarul din Piatra Neamț, care a venit, să zic așa, am regăsit aceeași abordarea lui ca și a mea, era tânăr, este tânăr, cu o dorință de schimbare și cu un având de asta de a face lucruri pentru comunitatea de care face parte. Aceleași valori le-am și eu, le-am avut și le voi avea și în continuare, pentru că îmi doresc ca orașul să se dezvolte. Alături de Andrei, într-adevăr, s-au făcut schimbări majore în oraș, așa cum a spus și Adi aici de față. Au fost lucrări de anvergură care s-au făcut și au generat diferite comentarii pozitive, negative. Eu cred că această nemulțumire cumva a venit pe o bază de asta, de ieșire din zona de confort, dat fiind faptul că în mai bine de 20-30 de ani nu s-au mai făcut schimbări majore în orașul ăsta și lumea s-a obișnuit cu ce a spus dumneavoastră, doar înlocuit de pavele, câteva străzi asfaltate, atunci când a venit o lucrare care vizează o magistrală de apă. Clar, disconfortul a fost unul mult mai mare, dar să privim în viitor și să ne gândim că tot ce a fost rău aproape a trecut, lucrările sunt spre finalitate și de acum vom avea un oraș dezvoltat, un oraș în care putem să folosim apa de la robinet fără să avem grijă că nu știu, are niște intemperii sau mai știu eu, fără să fie să genereze niște boli. Pe lângă asta, coridoarele de mobilitate,
Eu cred că vor da o dinamică nouă traficului din Piatra Neamț când vor fi gata, pentru că acum e imposibil să afirmăm lucrul ăsta că nu sunt finalizate. Dar, concluzionând, eu cred că Piatra Neamț s-a dezvoltat, se dezvoltă și se va dezvolta foarte bine și în următorii ani. Bun. Întrebare directă. A funcționat Consiliul Local în întregul său așa cum ar fi trebuit să funcționeze, raportat la multitudinea de probleme ale orașului? Pentru că, acum noi trebuie să spunem ceva, un lucru simplu, nu primarul teoretic face proiectele. El poate propune proiecte, dar proiectele pot veni și din partea consilierilor, grup, etc. Deci a funcționat Consiliul Local în interesul orașului tot timpul? Deci, în linii mari putem spune, cel puțin acolo unde aveai nevoie de o majoritate simplă, Consiliul Local a funcționat. Încă de la început, de când s-a constituit majoritatea respectivă, a obținut mandatul de primar Andrei Carabelea și a încercat să constituie o majoritate, problema se punea că erau 6 partide sau cât sunt, că acum s-au și schimbat. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-a schimbat și câte partide mai sunt. Și toată construcția respectivă a unei majorități care să-ți susțină proiectele pe care le propui a trebuit să includă trei partide care duceau la un 12 consilieri, adică erai la limită. Ceea ce însemna că dacă unul dintre consilierii tăi din majoritatea ta nu putea vota sau nu era putea să fie prezent, proiectele erau sub semnul întrebării. Iar asta este un lucru care poate unii nu-l înțeleg, dar este o chestiune extrem de importantă ca proiectele pe care le propune primarul, proiecte lucrate de aparatul de specialitate, să, atunci când îți dorești să le aprobi, ele să și fie aprobate. E adevărat, am mai primit o susținere deosebit de importantă de la un consilier, de la Ciprian Enache, care făcea parte dintr-un partid care, teoretic, cel puțin la nivel județean, nu susținea și nici nu susține în continuare. Bine, partidul acesta, el a susținut prin fire nevăzute Consiliul Județean, da, dacă îi adun pe toți într-o sală, domnul Enache le face concurență din altă sală, adică nu-i mare problemă. Deci, oricum, a fost un ajutor extraordinar și o decizie pe care am respectat-o și am apreciat-o consilierului Ciprian Enache, faptul că s-a alăturat cumva acestei majorități și a susținut majoritatea proiectelor. În linii mari, deci din punctul ăsta de vedere, putem spune că a funcționat Consiliul Local. Unde nu a funcționat cum trebuie sau cred că puteau să fie îmbunătățite deciziile, acolo unde majoritatea presupunea mai multe voturi, respectiv 16 voturi, iar acolo, în la respectivele proiecte, unde s-a pus probleme de patrimoniu, să spunem că a fost o comunicare relativ deficitară cu ceilalți consilieri. E o chestiune pe care eu, de când am intrat în politică și de când urmăresc politica, n-am înțeles-o întru totul. Adică de ce atunci când ești în opoziție trebuie să votezi contra doar prin faptul că este un proiect propus de cei de la care sunt vremelnic la conducere. Iar pentru proiectele importante, care au un impact extraordinar asupra orașului, chiar trebuie să te așezi și să vezi care este decizia bună, nu care este calculul politic. Dar lucrul ăsta probabil vor mai trece mulți ani sau poate nu se va întâmpla niciodată, că așa e câteodată democrația. Sau poate veți avea o majoritate absolută în Consiliul Local ca să nu mai aveți nevoie de... În momentul de față, așa cum arată lucrurile, normal că ți-o dorești. Realitatea va fi că nu va fi destul de greu să se obțină acest lucru. Ce sper este că cei care, noua componență a Consiliului Local, să înțeleagă că orașul s-a înscris pe o anumită direcție și va trebui susținută și sper să susțină direcția asta de dezvoltare. Spuneați dumneavoastră că suntem în pragul unui bilanț și suntem ne apropiem cu pași repede de campanie. Până la urmă, din punctul meu de vedere, decizia
sumarizând, punând în câteva cuvinte care va fi decizia cetățenilor, din punctul meu de vedere, decizia este dacă se dorește ca orașul să se dezvolte în continuare pe direcția care a luat-o spre dezvoltare sau se dorește ca orașul să revină la stagnare și la un status quo așa, care o perioadă s-ar putea să meargă. Dar pe termen lung, consecințele nu știu cine și le va asuma. Deci asta despre, eu cred că despre asta este vorba, pentru că vine primarul în funcție, Andrei Carabelea, care solicită un nou mandat cu promisiunea, cu dorința, cu planul de a implementa, de a termina proiectele pe care le-a început și de a implementa alte proiecte, și vin contracandidați care își doresc funcția de primar și spun cetățenilor doar că proiectele astea nu sunt bune, că nu trebuiau făcute toate odată. Toate. Nu trebuiau făcute toate odată. Cum poți să vii în fața oamenilor și să spui nu trebuiau făcute toate proiectele toate odată în condițiile în care toate proiectele astea erau legate unul de altul? Cum poți să vii tu când ai, eu știu, cel care te susține și are experiența administrativă din spatele tău și îți dă anumite idei, care știe foarte bine cum au fost scrise proiectele astea și cum trebuiau implementate, cum poți să vii spui că nu trebuiau începute toate odată proiectele astea? Nu, trebuia lăsate. Și când trebuiau implementate? După 2023, când treceau alegerile. Deci oamenii trebuie să înțeleagă, erau niște proiecte care erau legate între ele. Dacă nu implementai unul, cădeau toate proiectele. Pentru că așa au fost ele scrise atunci și așa a fost obiectivul acestor proiecte și al coridoarelor de mobilitate legate cu stațiile, legate cu piste, cu proiectul cu bicicletele, legate cu iluminatul public. Toate aceste proiecte aveau un obiectiv, respectiv scăderea, diminuarea poluării în municipiul Piatra Neamț. Nu implementai unul dintre proiecte, dădeai bani înapoi pe toate proiectele. Și asta trebuie înțeles. Nu poți să vii și să, când toți, aproape toți candidații, sau cel puțin candidații importanți, critică proiectele actuale. Critică proiectele actuale și dau impresia că ei le vor schimba, le vor modifica. Doamne, haideți să fim întregi la cap. Deci proiectele astea trebuie finalizate. Proiectele astea ar fi fost finalizate dacă se menținea ideea inițială a proiectului. În ce sens? În sensul că puneai asfalt, puneai borduri, puneai pavele și pomi și nu țineai cont de apă. Da? Dacă nu țineai cont de apă, proiectele astea erau finalizate, mergeai ca în palmă în tot orașul, așa cum se merge foarte bine pe Mihai Viteazu, așa cum se merge foarte bine pe variantă. Da? Mergeam foarte bine. Cine și-a asumat schimbarea conductei magistrale și să ne mulțumească atâția oameni? Și a asumat în timpul jocului, cum ar veni. În timpul jocului? Deci asta e. Domnul Trofim, sunteți de la un partid, erați la un partid, scuzați-mă, care a venit alături de echipa PNL ca să creeze majoritatea. Între timp, sunteți la PNL. Cum se vedea din postura aceea de, hai să-i spunem, outsider, de la un partid mai mic în sensul ăsta, funcționarea Consiliului Local? Venind de la Pro-România, un partid care de la început a făcut parte din această majoritate fragilă a Consiliului Local, funcționalitatea Consiliului Local se vedea în linii mari bine, însă, așa cum a spus și Adi, au fost momente când funcționalitatea Consiliului Local a fost pusă la încercare, pentru că au fost diferite, să zic așa, influențe, diferite înțelesuri greșite ale unor proiecte care s-au soldat cu neadoptarea lor, pentru că ceilalți consilieri locali nu au înțeles importanța. Haideți să spunem unde era nevoie de două treimi. Da, unde era voturi. Exact. Venind dintr-un partid mic, eu am văzut în Consiliul Local, cel puțin în echipa PNL, atunci, venind și fără o experiență politică, fiind la debutul meu în politică, un mandat de consilier local prima dată, am fost o echipă organizată și o echipă care și-a dorit să facă lucruri, o echipă deschisă la dialog. Ce am văzut pe partea cealaltă, pe zona opoziției la celelalte partide, am văzut că era o
un refuz constant de comunicare, deși nu am înțeles. Eu sunt de părere că în politică, atunci când vine vorba de proiecte pentru cetățeni, ar trebui să te așezi la masă și să discuți, indiferent de culoarea politică. Sunt de părere că așa poți să livrezi ceva oamenilor, cetățenilor care ți-au dat votul de încredere să te duci să reprezinți în Consiliul Local și să îi ajut să se dezvolte în comunitate. Pe când eram puțin contrariat, că de cele mai multe ori nu era acest dialog, nu venea, era acel moment când îl luau pe nu în braț. Și nu. Și dacă aș fi întrebat oricare alt consilier din celelalte partide de opoziție, de ce nu vrei să votezi acest proiect? Nu. Și atât. Asta era răspunsul ferm. Din punctul ăsta de vedere, da, Consiliul Local a avut o funcționalitate deficitară, mai ales în ultimile luni, când au fost mici schimbări în Consiliul Local și în primăria Piatra Neamț. Și deși se știa cumva, era o energie de asta de schimbare acolo, lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate. Am avut situații chiar și în comisiile de specialitate când nu a funcționat Consiliul Local. Am avut situații când, la fel, s-au pus bețe roate pentru anumite proiecte care nu aveau un motiv anume pentru a fi refuzate. Asta e lucru pe care eu nu l-am înțeles. Bun. Haideți să vorbim acum cinstit. Politica. Deci, noi vorbim teoretic de administrație aici, da. Dar revine obsesiv chestia asta. Poate a fost o decizie politică, poate la nivel politic. Cât a influențat lupta asta, PNL, PSD, cu aliații fiecăruia, derularea proiectelor normale în oraș? Haideți să încercăm un procent așa. Nu, este important. La un moment dat s-a funcționat fără viceprimari. Da. O perioadă de timp. Au fost proiecte precum cel cu parcările. Eu spun că așa cum s-a gândit inițial era mai bine. Dar mă rog, nu este problema mea. Ideea este că a fost întârziere mare, majoră. Au mai fost și alte lucruri de genul ăsta. Deci, eu ca privitor din lojă, da, întreb cât rău a făcut politica locală pentru proiectele de dezvoltare ale orașului. Deci este foarte greu să fac o estimare așa procentuală, pentru că ar trebui să am e doar o chestie de feeling. La nivel strict, în ceea ce privește Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț, nu pot să spun că a fost o influență majoră. Până la urmă, chiar și în proiectele care s-au adoptat mai greu, finalitatea a fost fericită. Și unul dintre subiecte care nu mi-l pot scoate din minte este când au fost discuțiile legate de Perla Invest. Când se punea problema intrării în faliment și pur și simplu eu nu vedeam decât dezastru. Adică și nu înțelegeam poziția consilierilor din opoziție care nu aduceau soluție, ci ne îndreptam pur și simplu spre dezastru. Până la urmă a fost o situație fericită și am ieșit din impasul respectiv. Dar întorcându-mă la cum a influențat factorul politic și această luptă politică între putere și opoziție. E prea mult să spui luptă politică, dar era sub steag. Aceste lucrări din oraș, din punct de vedere instituțional, deci acolo unde primăria municipiului Piatra Neamț trebuia să lucreze instituțional cu alte instituții care trebuiau să autorizeze. Atribuții de avizare, control. Acolo lucrurile au fost multe situații în care lucrurile au bătut pasul pe loc. Și asta trebuie făcut la un moment dat un moment ăsta de bilanț, nu știu, inclusiv spuneați de parcări, dar ne aducem aminte că tot o instituție condusă politică a blocat pentru o perioadă destul de lungă parcările și o soluție a parcărilor. Vorbim de prefectură, nu? Vorbim de prefectură, dar deci din întâmplare, prefectul de atunci este candidatul PSD acum la primăria Piatra Neamț. Domnule, dar aia a fost o chestie, din punctul meu. Deci prefectul care era atunci candidat în momentul de față,
spune că nu el a luat decizia, că departamentele de specialitate au luat decizia. Ok, și atunci înseamnă că nu mai avem nevoie de niciun conducător de instituție, că doar departamentele de specialitate iau deciziile și atunci conducătorul instituției doar pune semnătura pe ce decizii au departamentele de specialitate. Nu e simplu să te degrevezi de orice responsabilitate. N-am influențat pe nimeni în decizia pe care a luat-o. Ok, da. Dar mai departe... Ajungem la ce spun eu, Republica Funcționarilor Români. Uite, aici vreau să ajung și eu puțin, în sensul că în administrația din Piatra Neamț, până la urmă, ai o conducere politică, respectiv că este primarul, Consiliul Local, și pe urmă ai aparatul de specialitate, care nu mai este o conducere politică, de asta se numește și aparat de specialitate. Ce se întâmplă aici? În momentul în care aparatul de specialitate cumva nu este concentrat pe soluții, de foarte multe ori s-a întâmplat lucrul ăsta, să... Atunci când întâmpinam o problemă, să ni se spună cum nu putem să o rezolvăm. A? Și nu cum putem să o rezolvăm. Aici e o chestiune, o chestie de mentalitate, de a... Nu, este o chestie de protecție. Și este și este o chestie de protecție prost înțeleasă. Îți spun că cum nu se poate, cum se poate, te rog pe tine să te gândești. Da. Sau să-ți asumi. Dar asta, încă o dată, inclusiv chestiunea asta, nu e o critică, este un mod de a înțelege cum au ajuns oamenii să gândească în felul acesta. Pentru că, într-adevăr, un mediu legislativ foarte stufos, foarte alambicat, cu care interpretabil în multe situații, care te poate duce într-o situație neplăcută atunci când ai luat o anumită decizie, poate ai luat-o prea repede, și atunci mecanismul ăsta de protecție în care nu contează foarte mult dacă rezolv problema, contează foarte mult să nu greșesc, să nu cumva să iau o decizie care să se poată răsfrângă asupra libertății mele, asupra, eu știu, integrității familiei, să nu fiu nevoit să divorțez ca să pot să îmi protejez bunurile. Deci, da. Deci asta este un mod de a gândi care trebuie puțin modificat și atunci când sunt relativ puțini oameni care sunt concentrați pe soluții și te aștepți că tu atunci când ești concentrat pe soluții, te aștepți cumva că și ceilalți să fie concentrați pe soluții. Și tocmai de asta unele neajunsuri ale implementării proiectelor acestora a fost venit de aici plecată. Dom'le, stăteai și noi ca simpli cetățeni mergem prin orașul ăsta și tu întreabă, niște gropi care, aceeași groapă îi prezentă și azi și mâine și peste o săptămână, nu se poate pune ceva acolo. Înțeleg că nu se poate asfalta decât când se termină îngroparea conductei. Extraordinar atunci, de bună întrebare. Și atunci tu stai că, domnule, e primarul vinovat. E primarul vinovat că poate el în decursul respectiv, într-un orizont de timp de o săptămână, două, el n-a trecut efectiv poate pe prin locul ăla și n-a văzut-o. Trebuia să o vadă primarul. Adică cineva din subordine, unii oameni din subordine erau atât de prinși de doar avem voie să o acoperim groapa asta? Doar avem voie? Țineți minte cântecul acela celebru de pe timpuri străvechi? Doi olteni săpau o groapă. Unul puse o întrebare. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Răspunsul. Ce întrebare idiotă? Păi săpăm o altă groapă. Da. Deci câteodată administrația, nu știu, modul ăsta de lucru te aduce în niște situații care din afară tu, ca și om care merge pe stradă, care vede derularea unor proiecte, inevitabil îți pui niște întrebări. De ce nu se poate face mai simplu? De ce nu se poate face mai repede? De ce nu se poate face cu mai puțin deranj? De ce nu se poate conlucra? Și ele sunt niște întrebări pertinente. Deci ele sunt niște întrebări pertinente și este câteodată te aduci, ajungi în imposibilitatea de a mai putea să dai niște răspunsuri convingătoare. Dar întorcându-ne La întrebare, orașul, municipiul Piatra Neamț, nu a mai trecut prin niște transformări de astea și inclusiv tot aparatul de specialitate n-a mai trecut prin niște investiții atât de ample. Totuși, haideți să vedem. S-au reabilitat, cred că toate podurile din municipiu. Patru poduri, din care unul s-a construit complet. Da?
S-au reabilitat toate porturi, toate punțile pietonale. Adică chestiuni de infrastructură mare, infrastructură care dăine peste ani de zile. Puntea de la Strand este aproape gata. Celelalte care țin de design orașului și o plăcere de a locui în oraș, în grădina Nicu Albu. Chestiuni de infrastructură educațională, creșe. Lucruri care vor rămâne peste ani de zile. Nu va mai fi nevoit, nu vor mai fi nevoite administrațiile viitoare să reabiliteze podurile care, nu, care erau ieșite din durata de viață. Nu vor mai fi nevoite administrațiile viitoare să schimbe conductă de apă, pentru că uite, cineva și-a asumat să o schimbe. Vor trebui schimbate celelalte, pe celelalte străzi. Și așa trebuiau gândite de la început proiectele acestea. De ei rezolv chestiunile din pământ și ajungi la suprafață și, eu știu, aduci la o stare mai bună și mai funcțională decât era înainte. Astea sunt aspectele care... Domnul Mihai, cum a influențat politica? Cât a influențat politica dezvoltarea orașului? Eu zic că foarte mult și mă bazez pe un singur lucru când spun asta, și anume o să fac referire la un pasaj din codul administrativ care spune că orice consilier local votează după propria conștiință. E bine, eu pot să spun că am urmat acest pasaj în tocmai, însă alți colegi consilieri chiar din opoziție nu l-au urmat, pentru că au votat după un, așa cum a spus dumneavoastră, după un semnal politic. Da, a influențat clar politica, proiectele de modernizare, așa cum a spus și Adi. Ar trebui să nu ne mai uităm la cât a influențat sau cât n-a influențat, ci ar trebui să vedem realizările care s-au întâmplat pe perioada mandatului lui Andrei Carabelea și pe perioada mandatului acestei majorități de consilieri din Consiliul Local, și să vedem de fapt lucrurile pozitive. Să vedem că se dezvoltă orașul, să vedem că avem condiții din ce în ce mai bune în școlile și creșele din Piatra Neamț, să vedem că avem oportunități de dezvoltare, chiar și pe zona de antreprenoriat în Piatra Neamț se dezvoltă zonele de relaxare, grădina Nicu Albu, care va fi gata acum în mai puțin de 2 luni deja. Cred că lucrurile din Consiliul Local s-au văzut la fiecare ședință de Consiliul Local și cel puțin în ultima jumătate de an au fost cât se poate de evidente. Dacă ne uităm la ședințele Consiliului Local din decembrie și până acum, chiar de când am intrat eu președinte de ședință, au fost schimbări majore și au fost influențe evidente din partea politicii, pentru că nu s-a mai ținut cont de nicio doctrină, nu s-a mai ținut cont de interesul omului, s-a ținut cont doar de culoarea politică și de pregătirea pentru campania electorală, care, din punctul meu de vedere, este foarte trist, pentru că nu suferim noi în Consiliul Local în mod direct, suferă oamenii. Și oamenii sunt principalul beneficiar, oamenii sunt principalul factor care suferă la blocarea proiectelor, la refuzul de a vota un proiect care implică în mod direct și ajută la dezvoltarea vieților într-o comunitate. Văd că vreți să spuneți o întrebare și la... Nu, mă gândeam acum la ceva și mă gândeam dacă să întreb. Ce credeți că a declanșat schimbarea aceasta totală de atitudine la o parte din consilierii PSD, care și-au dat seama brusc de cât de bune sunt proiectele promovate de Andrei Carabelea. Vorbim de oameni care erau fruntași în grupul parlamentarilor PSD locali. Dintr-o dată, ei au realizat brusc că toate aceste proiecte sunt bune. Aștept să realizeze același lucru și domnul Niță, că și el era un aprig critic al proiectelor primăriei. Nu era atât de virulent precum consilierii locali, care erau în vâltoarea luptei, ca să spunem așa. Și dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat total. Lucru care pe mine, teoretic, mă bucură că aveți o majoritate stabilă. De aceea mă gândeam, zâmbeam când mi-ați spus. M-ați răspuns la întrebare, nu? Că răspunsul este relativ simplu din punctul meu de vedere.
Era, pentru mulți oameni era greu să nu vadă că orașul s-a înscris pe o traiectorie de dezvoltare. Da? Dom'le, eu vorbeam aici de politicieni. Exact, de, inclusiv de politicieni. Era greu. Bun, dom'le, nu put, având în vedere că administrația era, avea culoare PNL, să zic așa, da? Și proiectele erau implementate de PNL, dom'le, faptul că sunt de la PSD trebuie să votez împotrivă. Că sunt de la PSD. Bun, unii dintre consilierii locali la PSD au rezistat cât au rezistat în această, cum să zic eu, presiune și disciplină politică. Disciplină politică. Disciplină politică. Că, până la urmă, sunt un reprezentant al oamenilor și când mă duc, mă voi duce în fața cetățenilor, va trebui să le spun de ce sunt contra. Și nu mai am argumente să le spun de ce sunt contra. Și atunci... Asta e, dacă partidul meu nu înțelege că totuși proiectele astea sunt bune, trebuie să schimb. Pot să vă spun că ați trecut examenul de la consilier, antreprenor, consilier, spre politician. Deci răspunsul este perfect din punct de vedere politic. Vreți să auziți și răspunsul meu? După dacă doriți, dacă nu, mergem mai departe. Eu o să completez răspunsul lui Adi și o să zic că cred că a fost vorba de conștientizare, tocmai pentru că am văzut în ultima perioadă că foarte mulți consilieri locali valoroși din Consiliul Local au venit în echipa PNL și și-au exprimat dorința de a pune umărul la treabă pentru proiectele în derulare și cele viitoare pentru municipiul Piatra Neamț. Și da, cred că, așa cum a spus și el, din nou, mai avut argumente să blocheze funcționalitatea Consiliului Local. Și probabil au ajuns într-un moment în care au conștientizat că nu este în joc neapărat imaginea lor ca politicieni, ci este în joc soarta orașului și confortul și buna conviețuire a cetățenilor din acest oraș. Pentru că, da, este destul de evident că în oraș se întâmplă lucruri, este destul de evident că se merge spre o dezvoltare și nu poți să vii să spui mă opun pentru că trei puncte de suspensie. Nu. Așa mi-a zis partidul, sau mă opun pentru că dacă nu mă opun își face imagine celălalt. Din păcate, ce se întâmplă acum în oraș, se dezvoltă în două zone. Într-o zonă în care oamenii percep imaginea primarului Carabela ca fiind un om care dezvoltă orașul, muncitor și mai departe, și oameni care sunt nemulțumiți de lucrări. Dar să știți că am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și deși sunt nemulțumiți de lucrări, foarte mulți, dar foarte mulți, au înțeles sau să se informeze și în ultima perioadă și-au dat seama că de fapt nu primarul este vinovat, ci niște firme conexe care lucrează la aceste coridoare de mobilitate, o anumită instituție care se ocupă cu apa și a blocat niște proiecte ca să se poată termina proiectul cu conducta de apă în timp util, să poată fi finalizate și celelalte proiecte pe asfaltare sau mai știu eu. Cred că aici a venit conștientizarea, când celelalte instituții sau firme am început să punem pe țevate cu acei consilieri care totuși au dat seama că sunt acolo pentru oameni, au trecut într-o echipă în care se dezvoltă orașul, nu imaginea politică. Bun. În perioada aceasta care a mai rămas de guvernat local, vom asista în Consiliul Local la proiecte, hai să le spun, puțin populiste, adică hai să mai facem ceva ce mai ia ochii, mai ajutăm un ONG, mai facem ceva, sau există o strategie clară de cheltuire a banului public, ca să spunem așa, în mod rațional, pe ce este important? Deci, din punctul meu de vedere, întreaga administrație Carabela în toți anii aceștia, în proporție foarte mare, a dat dovadă de rațiune în cheltuirea banilor publici. Și cel mai bun argument, cred că din punctul meu de vedere, este faptul că a fost preluată o administrație care avea conturile goale și a preluat o administrație care a cărui insucces a fost justificat permanent că nu avem bani. În aceleași
condiții oarecum, cu aceiași locuitori, cu aceleași taxe cu care le colectez, administrația Carabele a reușit să plătească creditele și să facă investiții și să aibă o stabilitate financiară. Ai o stabilitate. Ăsta a fost și unul dintre argumente și care a fost pus tot timpul constructorilor. Dom'le, faceți lucrările, avem bani ca să vi le plătim la timp. N-au fost întârzieri, în marea majoritate a situațiilor, n-au fost întârzieri în decontarea lucrărilor care să blocheze lucruri care să blocheze constructorii. Dacă au fost întârzieri, a fost pur și simplu din logistica deficitară a unor constructori. Logistică pe care tu nu o poți influența. Atâta timp cât s-a deschis plicul de la licitații și o firmă a fost declarată câștigătoare a licitației, lucrezi cu ea, cu bune, cu rele, ok, vii cu penalizări, cu nu știu ce, dar pe oameni nu interesează penalizările astea, pe oameni interesează să finalizezi proiectul. Asta îi interesează pe oameni. Asta omul ăsta vede. Nu interesează că ăla n-ar, nu știu, i-au plecat oameni că îi plătește prost sau nu are specialiști suficienți. În oferta depusă, el avea toți oamenii care îi trebuiau, toate utilajele care îi trebuiau, respecta toate condițiile, a dat și un preț mic, ok, ești declarat câștigător, apucă-te de treabă. Când se apucă de treabă, vine câteva săptămâni luni și după aia hop că are niște probleme. Nu mai are oameni, utilajele i s-au stricat, nu știu, are probleme financiare în alte locuri și tu ce faci atunci? Da, haide. Ok, dar plecând... Mergând mai departe, asta este un aspect care trebuie înțeles foarte, foarte bine. Tot aparatul de specialitate, sunt foarte multe lucrări, aparatul de specialitate al primarului este, din punctul meu de vedere, foarte încărcat anumite zone, nu toate zonele, ca să se recunoaștem, tot timpul mai sunt niște Ați parat imediat. Niște departamente care... V-ați repliat imediat. Dar zona de proiecte, zona de investiții, zona de patrimoniu se lucrează mult peste ce se lucra în anii precedenți. Deci mult peste anii ce se lucra în mandatele altor primari. Unii funcționari au înțeles și au acceptat chestiunea asta. Unii ar vrea poate să se întoarcă la o situație mai calmă, mai liniștită, mai sunt poate câțiva... Își doresc stabilitate. Auleu, ce-am spus? Nu se poate așa ceva. Își doresc o stabilitate funcționarească. A venit un primar și a cerut în permanență. Hai să facem. Haide să terminăm. Haide să mai scriem un proiect. Haideți să mai vedem dacă putem să mai accesăm o linie de finanțare. Era o presiune și nu de puține ori recunosc că eram în biroul domnului primar unde se căutau soluții și am văzut, nu știu, oameni care nu mai reușeau să se descurce cu câte proiecte aveau de manageriat. Și normal că asta câteodată te ajungi la niște probleme. Ajung și nu și le dorește nimeni. Dar întorcându-mă, una dintre ideile de bază pe care consider că oamenii ar trebui să o înțeleagă și să-și pună problema așa. Orașul a luat-o într-o direcție de dezvoltare. Unii sunt de acord cu modul în care se dezvoltă orașul, unii nu sunt de acord, dar este o direcție de dezvoltare. Vrem să o continuăm sau vrem să ne întoarcem la o chestie de aia de liniște? Bun, rău, asta este... Dar uite că nu știu, status quo-ul ăsta și schimbarea mai provoacă și neplăceri. Asta e. Știți care este marea problemă în momentul acesta, din punctul meu de vedere? Adică nu am pretenția că mă pricep. Marea problemă cred că este percepția publică asupra unui lucru. Dom'le, oamenii ăștia în Piatra Neamț au început investiții, sunt cauze obiective, subiective, dar ei au un dușman. Nu iau ei dușman. Deci așa apare ca dușman. Cine? PSD-ul. Care PSD este perceput ca fiind liderul unei coaliții naționale pentru stabilitate? Împreună cu PNL-ul.
Vine domnul, nu, se inaugurează o dronă care zboară deasupra unei autostrăzi, viitoare autostrăzi, undeva la, nu știu, undeva în Bacău, da? Cine vine acolo? Vine domnul prim-ministru împreună cu președintele Senatului, adică președinții celor două partide. Eu pot, nu eu, un om care se uită poate să întrebe dacă nu asistăm cumva pe plan local la o circomatecă, în sensul că ăștia se facă să ceartă cu ăia, ăia se facă să ceartă cu ceilalți și ei se înțeleg la centru. Cred că este una din problemele care frământă alegătorul. Vă rog. Cred, nu știu. O să începem să vă răspund și vă zic părerea mea personală. Vă rog. Dacă s-ar fi întrebat, sau dacă se întreabă ceva dacă asistă la o circomatecă, ar trebui să se uite în trecut. Să vadă că anumite proiecte importante din Piatra Neamț au fost blocate și de cine au fost blocate. Și atunci îți dă singur răspunsul, dacă este un circ controlat sau este o realitate. Pentru că nu poți să te joci cu viața omului sau bunăstarea lui într-un oraș, nu poți să te joci cu banii unei administrații de acord, în niște situații absolut critice și tu să te opui. Și cred că asta, da, ce se întâmplă la nivel național este un proiect pentru întreaga țară, însă din păcate sau poate din fericire la nivel local lucrurile stau diferit, cel puțin în Piatra Neamț. Nu e vorba că primăria sau Consiliul Local are un singur dușman suprem și acela este PSD-ul, ci este vorba că dușmanii administrației sunt cei care se opun proiectelor de dezvoltare și sunt cei care se opun proiectelor care necesită investiții pentru dezvoltare și pentru buna funcționare a unei administrații și a unui oraș, care se îndreaptă către dorința unui oraș european dezvoltat, modern, cu locuri de muncă, cu antreprenoriat în plină dezvoltare, cu producători locali, cum ne dorim, cum ne place să mergem în alte țări să vedem treaba asta. Poate acolo și ei au dușmanii lor, dar probabil că au și oameni care se întreabă, bă, dacă ne opunem unei investiții, în câți ani reușim să ajungem la dezvoltarea pe care o vedem în vacanță atunci când mergem, nu știu, în alte țări sau în alte orășele și le vizităm. Asta e părerea mea. Domnul Adrian? Domnul Bălănescu, vă constat că mă cam aprinsese puțin. Nu, da, este perfect. Mie îmi place. Da, de regulă mă caracterizează calmul și rațiunea. Sper că nu am eu această calitate. Nu, dar chiar sunt niște situații care... Asta e, în politică... Când am intrat în politică, cei mai mulți cunoscuți ai mei mi-au zis că nu mi se potrivește. Pentru că dacă nu ești obișnuit să promiți lucruri și să nu te ții de promisiune, apoi ai ce căuta acolo. Iar eu când mi-asum un lucru, chiar îl asum în deplină cunoștință de cauză. Acum, așa, poți să îți lase impresia asta. Înțelegerea politicii întru totul, cine vrea să o facă, probabil că va ajunge la un eșec, pentru că lucrurile se pot schimba așa, de la o săptămână la alta. Iar unul dintre principiile mele, înțelegând acest aspect încă de la început, a fost să fiu atent la ceea ce spun, pentru că s-ar putea ca... În timp. Acele spuse să fie de favoarea ta. Și atunci încearcă să nu tai orice cale de comunicare cu un contracandidat sau un opozant sau cineva care are o altă idee. Ia-o doar așa că are o altă idee, are un alt public și acceptă că are fiecare loc. Încearcă să-ți câștigi tu un public mai mare. Da, lucrurile așa pot părea. Că, uite, la centru se încearcă stabilitate, în teritoriu se mănâncă între ei și unde e... Adică apare ca o chestie așa, băi, stai un pic. Noi suntem obișnuiți cu tot felul de cooperative. Deci, chiar dacă în ceea ce privește politica centrală există o stabilitate și o guvernare împreună a celor două mari partide, PSD și PNL, trebuie să înțelegem că ea este
aceasta este o decizie pentru acest moment. În decursul timpului, iar pe plan local, realitatea aceasta este, fiecare are o viziune diferită. Pentru a avea stabilitate la Piatra Neamț și în județul Neamț, soluția este relativ simplă. Piatra Neamțul trebuie să aibă continuitate cu Andrei Carabelea, iar județul Neamț să susțină municipiul Piatra Neamț cu George Lază, președinte de Consiliul Județean. Și atunci nu trebuie să ne mai punem problema să înțeleg PSD cu PNL sau se vor mai certa. În momentul de față, municipiul Piatra Neamț este văduvit de această lipsă de susținere de la Consiliul Județean. Și, totodată, având în vedere că unele dintre instituțiile foarte importante din municipiul Piatra Neamț sunt sub conducerea Consiliului Județean, și aici vorbim de spital, vorbim de APASERV, vorbim de transportul public, deci firme care și instituții care influențează într-o foarte mare măsură viața locuitorilor din Piatra Neamț, dar firme și instituții care nu sunt sub influența administrației din Piatra Neamț. Dar oamenii care locuiesc în Piatra Neamț și care își duc piața aici și încearcă, interacționează cu aceste firme și instituții, au nemulțumirile lor și nemulțumirile lor către cine se îndreaptă. De cele mai multe ori, ei consideră că administrația din Piatra Neamț nu face suficiente eforturi pentru a avea ei o viață mai bună. Dar, cu o dată, atâta timp cât vom reuși și cetățenii își vor pune problema aceasta și soluția alături de problemă, că municipiul Piatra Neamț va trebui să continue cu Andrei Carabelea pentru că a intrat pe o linie de dezvoltare, iar pentru a avea o susținere, Consiliul Județean va trebui condus de George Lazar pentru a susține dezvoltarea Piatra Neamț și prin firmele și instituțiile care sunt în subordonarea Consiliului Județean va crește nivelul de trai a populației, e o soluție logică, nu la fel de simplă. Pentru că oamenii poate câteodată au opiniile lor de moment, nu reușesc să cunoască întru totul toată oferta politică, sunt mai sensibili câteodată la o chestiune care li se promite. Chiar cred că acum două zile, cred că asistam la o ședință de campanie și i se sugera primarului să spună niște lucruri care nu puteau fi puse în practică întru totul. Și nu pot să spun așa ceva. Și cineva știți că trebuie să vă întreb ce lucruri, adică știi ce, n-ai să fii niciodată un politic în felul ăsta. Spune. În schimb, dumneavoastră ați reușit să vorbiți despre candidatura domnului Lazar în acest context, lucru care vă califică din ce în ce mai mult spre un om politic. Dar chiar are logică. Are logică, vezi, am spus. De asta am și spus. Dar este chiar logic exact ce spuneți dumneavoastră. Ne apropiem de final, domnul Mihai? Eu o să-l completez pe Adi și o să zic că da, spitalul din Piatra Neamț chiar are nevoie de dezvoltare și asta se poate face doar prin această echipă, atât la nivel județean cât și la nivel local, cu George Lazar ca președinte de Consiliul Județean și cu Andrei Carabela în continuitate, în continuitatea dezvoltării proiectelor pe care le are deja în curs. Vreau să mai completez doar că Andrei Carabela, primarul nostru din Piatra Neamț, nu este un om care s-a întors în spatele la comunicarea dintre instituții, ci chiar a promovat-o de foarte multe ori, așa cum a spus și Adi mai devreme. Am fost în birou la el de foarte multe ori înainte de ședințe sau când pregăteam diferite proiecte sau diferite ședințe de Consiliu Local și căuta comunicare cu instituțiile de specialitate pentru acele proiecte, care sunt conduse chiar și de prefectură sau alte entități din administrație și de cele mai multe ori fie întârziau răspunsurile, fie nu le primeam. De asta eu cred că un duo potrivit
pentru o dezvoltare durabilă și eficientă este Andrei Carabela, în continuare primar la Piatra Neamț, pentru că este un om care și-a dorit să schimbe lucrurile, a demonstrat asta în ultimii 4 ani și mai mult decât atât, nu avem ce să mai spunem, pentru că faptele vorbesc de la sine și arată că este un om care își dorește să termine ce a început și să facă alte lucruri, să meargă la pasul următor. Alte proiecte de dezvoltare, un spital județean nou la Piatra Neamț cu ajutorul lui George Lazar la președinția Consiliului Județean. Eu cred că în momentul ăsta, cu acești doi candidați din partea PNL-ului, Piatra Neamțul, tineri, și județul, tineri. Da, tineri, tineri și cu dorință de schimbare și cu putere și ambiție de schimbare, într-un sens cât se poate de bun, Piatra Neamțul, dar și județul au o șansă fenomenală de dezvoltare, o șansă pe care este foarte posibil să nu mai întâlnească cât de curând nici Piatra Neamțul, nici județul. Piatra Neamțul a avut-o acum 4 ani, a profitat de ea și este încă momentul în care putem să profităm de Andrei să ducă și mai departe proiectele de dezvoltare al orașului. Eu o să rog regia să rămână cu camera pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți elementul principal în această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru participare, domnul Adrian Jucan și domnul Mihai Trofin, ambii consilieri PNL și probabil pe viitoarea listă de consilieri, nu știu, locali, județeni, mai vedem. Sau cine știe, poate candidați pe undeva mai sus. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim. Cele bune, numai bine, oameni buni.